bom. Tiribiri biri 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 bim bom bom. Tiribiri biri 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 bom. Tiribim bom 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 bom. Bim bom. Prieteni, aici era o întreagă dezbatere pe tema Purimului. O avem în studio invitată, ea a mai fost și cu alte prilejuri, pe Victoria Marcu, distinsa noastră prietenă. Și tocmai ne gândeam cum să facem. Recunosc că eu am ajuns puțin mai târziu decât mi-am planificat, dar asta este strictamente din cauza traficului din oraș. Eu zic întâi să spunem câteva vorbe sintetic, am să le spun eu, despre Purim. După care eu o să spun niște întrebări și tu îmi vei răspunde, pentru că eu știu câte lucruri nemaipomenite știi tu de pe tema asta și nu numai, pentru că sunt hotărâtă să-ți las spațiu să vorbești despre comparația dintre Purim și Hanuka pe care mie mi-ai spus-o. Dar deocamdată hai să citim, pentru că nu știm cine ne ascultă, poate unii știu mai multe lucruri sau alții mai puține, avem foarte mulți prieteni de diverse religii și atunci hai să citim un pic aici ce am pregătit eu, bine? Și pe urmă, da, de acord. E de acord? Da, ok. Da. Povestea Purimului a avut loc acum peste 2300 de ani și este înregistrată în Cartea Esterei, pe care Maghilat Ester, care se citește cu ocazia Purimului. Eroii din povestea Purimului sunt Estera, frumoasa Esteră pe care prietenii noștri o știu vizualizată în minunatul tablou al lui Rembrandt cu acel galben special, o tânără evreică de fel din Persia, apoi Mordehai, unchiul ei mai în vârstă, care a crescut-o de fapt pe Estera, regele Persiei Ahasverus, care se înfurie pe soția lui regina în timpul unei petreceri mai sălbatice și pune ca aceasta să fie executată. Atunci regele trebuie să-și caute o nouă soție, și se îndrăgostește de Estera când o vede, pentru frumusețea și grația ei, și pe urmă se va vedea și înțelepciunea pe care o are. O ia de soție fără să știe că ea este evreică. Personajul negativ din această poveste, despre care eu imediat am să te întreb pe tine, este Haman. Haman este unul dintre primii antisemiți, da? Mă rog, de la începuturi, iar prăjiturile care se fac cu prilejul acestei sărbători poartă forma pălăriei pe care o avea Haman și mai târziu, sigur, a fost preluată în istorie și de Napoleon și alți luptători, ca să spunem așa. Acum Haman îi declară regelui Ahasverus: există un popor care este răspândit printre toate popoarele din provinciile regatului tău. Legile lor sunt diferite de legile altor națiuni și nu respectă decretele tale regale. În concluzie, nu se cade ca domnia ta, rege, acești oameni să fie tolerați, acești oameni fiind evrei. Hai acum să te întreb eu pe tine, ce avea Haman? De ce era el supărat pe evrei? În primul rând o să vă rog să-mi dați voie. Ce vrei să vă spun? Shalom, suntem la Radio Shalom. Și shalom să fie, este foarte multă nevoie de shalom. Să fie Bim Romav, să fie Bacol Haaretz, shalom. Întrebarea aceasta este esențială. Este vorba despre două lucruri, monoteism și politeism. Mordehai înțelegea închinarea la un singur domn al cerurilor și al pământului, cu tot ce este pe el, al întregului univers. Creatorul, Dumnezeu. Deci, el se închina divinității, pe când Haman cerea închinare în fața lui, pentru el ca om. Iată că Mordehai, consecvent în hotărârea lui și în credința lui nestrămutată, cum se spune Beemuna, Shleima, credință nestrămutată, el
a fost consecvent în această închinare și acest lucru este esențial pentru întreaga desfășurare a acțiunii cărții Esterei, Megilata Ester. Foarte frumos. Sigur, să continuăm, pentru că este o istorie foarte frumoasă și în continuare, iar Purimul este una dintre sărbătorile, puținele sărbători vesele pe care evreii le au și noi asta am spus în fiecare an. Sigur, de obicei sărbătorile evrei sunt legate de evenimente nefericite sau chiar tragice din istoria multimilenară pe care noi o avem, evreii. Așa că aș continua istoria și iarăși vom avea acest dialog, dacă ești de acord. Da. Sau vrei tu acum să mai spui ceva? Există două mari sărbători așa, foarte vesele așa, la evrei. Purimul și decernarea premiilor Nobel. Ha, e bună gluma asta și potrivită. Așa este. Hai să mergem mai departe. Pedeapsa de a te fi adresat regelui fără să fi chemat la rege era moartea. Totuși, regina Estera se hotărăște să se adreseze regelui, dar mai întâi se pregătește ținând post timp de 3 zile. Este vorba de postul Esterei, din partea a patra a cărții Esterei. Regele Ahasverus o întâmpină totuși cu bunăvoință pe Estera, când aceasta îi se adresează fără a fi fost invitată în fața lui. Și apoi îi spune că este evreică și că Haman încearcă să o omoare pe ea și poporul ei. Regele o ascultă cu înțelegere și poporul evreu este salvat în timp ce Haman este în final spânzurat pentru că el pregătise acest pogrom. Acum, sigur, asta este istoria condensată. Ea în timp s-a propagat cu obiceiuri, cu tradiții, cu acele prăjituri humântașii care nouă ne plac atât de mult, cu dreidelul și o serie întreagă de obiceiuri pe care le avem cu prilejul acestei sărbători și nu în ultimul rând un frumos carnaval. Copiii din comunitatea noastră au avut ieri, înțeleg, Purimul copiilor și Purimul copiilor înseamnă implicit carnaval, iar noi o să avem, cred că pe 11, da? Zic bine? Așa. Trebuie să vă spun că această sărbătoare care este foarte veselă, totuși este foarte serioasă și este foarte bine pregătită. Pentru ca să poți intra în citirea cărții Esterei, există 3 rugăciuni, 3 binecuvântări care se fac anterior. Prima este pentru citirea cărții Megilat Ester, Ikra, Megilat Ester. A doua este Al Hanisim, adică pentru minunile care s-au făcut acolo, și a treia este Shehiano. Apoi se intră în citirea cărții. La Tel Aviv se citește cartea Esterei și se sărbătorește începând cu ziua de 14-a, dar la Ierusalim și în orașele mari, așa numitele cetăți, 15. Pot să vă spun că această carte pentru mine personal are o importanță deosebită. Și există într-adevăr minuni. Ben Gurion spunea la un moment dat că cine nu crede în minuni nu este realist. Adevărul este că într-o împrejurare foarte grea din viața mea, am fost sfătuită de o rudă de-a mea să citesc Cartea Esterei ținând și postul. Trebuie să vă spun că rezultatul a fost extraordinar. Am văzut acest lucru în viața mea. Este vorba de credința fiecăruia, pentru că absolut, până la urmă noi venim cu sufletul curat atunci când spunem rugăciuni sau oricum simțim că ne purifică acestea, indiferent de religia monoteistă. Indiferent care, de meserie, sigur, eu sigur, fiind medic, meseria nu m-a împiedicat ca să ascult sfatul acestei verișoare da, foarte frumos, a mele, da.
Această verișoară a mea mi-a sugerat acest lucru, dar chiar a insistat, nu numai mi-a sugerat, și să știți că, într-adevăr, noi spunem, din punct de vedere medical, beneficiu terapeutic. Vreau să vă spun, a fost beneficiu spiritual. Ce extraordinar. Frumos. Ce frumos. Extraordinar. Și mi-a trezit interesul pentru Tanah. Cred. Pentru mine, eu ți-am mai spus, să știi, eu, nu, una este să, sigur, să spunem vorbe frumoase și una e chiar să ne facă să o ne mare trăim, plăcere să discut cu cineva și îți mulțumesc că ai venit cu ideea să discutăm aceste lucruri atât de frumoase și interesante. Acum, pentru că ai menționat sărbătoarea de Hanuka, care în 2016, iată, prima lumânare de Hanuka a fost aprinsă, așa a căzut, cu ajunul Crăciunului de la creștini ortodoxi și prietenii noștri, care avem mulți care ne ascultă. Deci pe noi nu ne ascultă neapărat numai evrei, ne ascultă toată lumea care vrea să ne asculte și să ne cunoască. Acum, de asta am și spus, shalom este shalom pentru, pentru toți, toată lumea, pacea este pentru toată lumea. Aș vrea, draga mea, să spui această parte care, la care te-ai gândit, de comparație între cele două sărbători vesele, iată, Hanuka cu minunea care a durat cele 8 zile, da? Și Purimul, chiar dacă diferența între ele este de 3 luni sau depinde și cum cade. Ascultătorii noștri știu deja că anul evresc se socotește după lună și nu după ciclu. Mă întreb ce ne-am fi făcut dacă niște oameni conștiincioși nu ar fi stat cu meticulozitate să scrie fiecare literă în aceste suluri de carte. Nu am fi avut nimic, nici Megillat Ester, nici datele despre Hanuka, n-am fi știut. Dar iată că acest lucru a fost făcut. Și mâna divină a stat deasupra acestor lucrări. În ceea ce privește Purimul, încep cu sărbătoarea Purimului, să discut această problemă de diferență, diferență spirituală a poporului în cele două împrejurări, de fapt diferență de raportare spirituală a poporului la divinitate în cele două sărbători și sigur încep cu acest împărat Ahasveros Artaxerxes I, care a cucerit 127 de ținuturi din India până în trebuie să vă spun că această mare împărăție a avut o singură capitală, Susa. Această capitală, că erau mai multe ținuturi și aveau și ele niște mici capitale de foarte conducere. Foarte interesant despre tema asta, vă vorbi pentru că vreau să discutăm cu alt prilej și despre cele 12 triburi și despre toată partea asta de deci, istorie. Deci din India până în Etiopia, toată această mare împărăție avea capitala la Susa. La un moment dat, așa cum obișnuiau mari împărați, mari cuceritori, ei organizau niște ospețe și acest Ahasveros a organizat un ospețe în al treilea an al domniei lui, invitând 180, adică făcând această organizare pentru 180 de zile pentru întreg poporul. Deci el a invitat întreg poporul. Dar a mai adăugat 7 zile de ospăți și pentru slujitorul lui și pentru soția lui, regina. Regina numindu-se Vaști. Câtă istorie! Alex, te rog să te uiți aici. Cu această ocazie, vedem primul conflict din această carte a Esterei, și anume conflictul matrimonial. Care, da, care marchează, începutul. El a cerut Vaștiei ca să se prezinte în fața invitaților, să-și arate frumusețea ei, iar ea a refuzat. Acesta a fost primul conflict.
Și de aici se desfășoară întreaga foarte poveste. Foarte interesant, pentru că... Iată că Ahasverus avea niște înțelepți care îl sfătuiau ce este de făcut într-o asemenea împrejurare. Este vorba de ascultarea soției față de soț. Față de domnul și stăpânul ei, că asta era mentalitatea. Asta era mentalitatea și pe undeva, sigur, își găsește răsunet în toate timpurile. Da. Dar iată că a trebuit să aibă sfatul înțelepților și la un moment dat unul dintre ei, Menucan, îi sugerează și nu numai sugerează, spune foarte hotărât că aceasta trebuie să fie o poruncă pentru întreaga împărăție, pentru un exemplu. Și ea se dispară din această pentru funcție nesupunere, de mare împărăteasă. Da. Și s-au trimis scrisori în fiecare ținut, cu fiecare oraș de capitală, între ghilimele, și toți demnitarii au știut că trebuie să respecte, să se respecte această poruncă vis-a-vis nevestele lor, vis-a-vis de ei. Dar, după vreme, era necesar să fie totuși o împărăteasă. Da. Tristețea împăratului nu putea să fie alungată decât de o tânără fecioară frumoasă. Și atunci a început să trimită tot felul de peșe, de scrisori celor din ținut pentru ca aceste fecioare să ie. Și așa a apărut Estera. Această Estera are numele, e adevărat, de Hadassa, nume de floare. Este una din cele patru plante pe care le avem la Sucot. Iată că Hadassa, Estera, Mordehai este de fapt un văr al ei, este de fapt fiul unchiului său. Nu, este, el este chiar unchiul ei. Este nepotul unchiului său, da. Care a decedat împreună cu mama Esterei și atunci el a înfiat-o pe această tânără. Am înțeles, și a crescut-o. Ceea ce era și în da. Rezuma. Foarte frumos. Dar să știi că noi trebuie să ne oprim puțin pentru că Alex cred că are o pauză muzicală pentru noi. Da. Este legată de partea de tineret sau de... Nu, întâi o piesă de Purim și după aceea. Ok, nu, cel mai bine o piesă de Purim. Asta și lăsa. Thank you.
revenit. Noi aici suntem în dezbatere și în pauză și ne simțim foarte bine. V-aș invita să fiți cu noi și în pauză, dar nu se poate în același timp. Vroiam acum să... Sigur, istoria este foarte vastă, cu foarte multe detalii pe care, tocmai asta spunea Victoria, că scribii ni le-au transcris și iată au ajuns până să fie cunoscute până în zilele noastre. Vroiam să spun puțin ce despre înțelesul cuvântului Purim, de unde vine cuvântul Purim. Vine de la tragerea la sorți, pentru că era un fel de loterie folosită de Haman pentru a alege data când vroia el să extermine evreii. Purim este un cuvânt acadian. Așa. Și iată că spânzurătoarea pregătită pentru Mordehai și pentru a omorâ toți evreii s-a transformat în spânzurătoarea pentru Haman. Și asta vorbeam noi în pauză. Iar vrei tu să spui? Vreau să spun un singur lucru. Te rog. Și anume faptul că atunci când cineva nutrește gânduri negative pentru altcineva, există și această posibilitate de întoarcere de situație. Deci această tragere la sorți, de fapt, este o tragere la sorța vieții. Este vorba de viața unui popor, nu a unui singur om. Pe care om. Nu poți juca, iată, la cărți sau la loto sau la... Deci este chiar sinistră după, alăturarea. După acel ospăț în anul al treilea al domniei lui Ahasveros, în anul al 12-lea, al domniei lui, apare această idee de tragere la sorți, Purim, zaruri, da. Cuvânt acadian. Foarte. Iar în ceea ce privește această spânzurătoare, este reversul medaliei. Ura răsturnată și transformată în exact cum zice, pentru scuzați, exact cum zice proverbul românesc, cine sapă groapa altuia... Cade. Da. Da, exact, da. Noi avem aici un înțeles pentru proverbe și întotdeauna ne întoarcem la proverbele și zicerile din bătrân, pentru că întotdeauna se potrivesc cumva. Spune-mi, tot legat de data când are loc, Purimul se sărbătorește pe ziua 14-a Adar, totdeauna cade în martie. Se citește cartea chiar în ziua 14. A 14-a. La Ierusalim în ziua 15. Și ce-am mai spicuit eu, că data de 13 Adar a fost aleasă de Haman la datul la zaruri, deci în zaruri. Într-o singură zi. Pentru exterminarea tuturor evreilor. Și iată că totul s-a transformat a doua zi complet în cu totul altceva. În cu totul altceva. Hai să mai spunem. Am să vă spun citatul. Te rog. Hai, te rog. În luna 12-a, adică luna, dar în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se împlinească hotărârea împăratului și când dușmanii evreilor au dorit să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai din potrivă, că evreii au stăpânit asupra dușmașilor lor. Așa este scris în carte. Deci iată că inversare de situație. Se poate. Da. Puterea divină poate să facă. Așa este, așa este. Sunt perfect de acord. Așa este. Așa este în viață. Adică, încă o vorbă, ca să viu și eu cu o vorbă, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Asta așa se Absolut. Întâmplă. Absolut. Iată că așa s-a întâmplat. Vroiam să subliniem încă o dată caracterul eminamente pozitiv și fericit al împrejurării, al sărbătorii și ceea ce tu ai spus, că Estera cumva este prima mișcare feministă, pentru că ea... Eu aș spune altfel puțin, rog, dacă rog, nu super. E vorba de Vaști. Vaști a fost cea care s-a opus hotărârii împăratului de a se prezenta în fața comesenilor. Deci interesant. Este prima care a
pus piciorul în pragă în privința asta, cum se spune. Și-a costat o viață. Și-a costat la momentul respectiv. Da. Dar în ceea ce privește, Hadassah, remarcăm două aspecte. Așa. Și anume, remarcăm un aspect de consecvență la Mordehai, dar o oarecare lentoare în a exprima ceea ce ar trebui făcut în ceea ce este Hadassah. Că la un moment dat teama, și spunea un rabin chiar de aici din București, zice, nu e rușine să-ți fie teamă. Deci teama te face ca să ai o oarecare reținere în a lua o hotărâre. Pentru că ea știa că dacă se prezintă în fața împăratului fără să fie chemată, poate să-și pierde viața în situația în care îi se întinde sceptrul și atinge sceptrul, numai atunci poate scăpa. Dar ce face Mordehai, care a fost consecvent? El a spus așa, în situația aceasta în care se va întâmpla acest lucru rău poporului evreu, nici tu nu vei scăpa. Și nu se știe dacă nu pentru acest lucru ai fost aleasă împărăteasă. Adică și acesta atunci, era destinul ei. Imediat în conștiința ei a venit ceea ce se numește în popor Alex, sângele apă nu se face. Deci, atunci, toată puterea veche a credinței, că de asta se citește și Amida, cu ocazia Purimului, puterea asta veche a credinței din strămoși, iată că răzbate. Și o sămânță, chiar dacă este vânturată undeva departe, reușește să străbată coaja pământului și până la urmă apare răsare, vlăstarul. Răsare. Deci iată că este foarte important acest lucru, această hotărâre a Esterei, dar pentru aceasta a trebuit totuși făcut un sacrificiu. Și anume, post de 3 zile, pe de o parte, postul de 3 zile, iar pe de altă parte, adunarea celor din jur care să fie părtași la post și rugăciune. Și atunci, știi la ce ne duce mintea? Col Israel a revim zi la zi. Fiecare om din Israel trebuie să aibă grijă de celălalt. Răspunde de celălalt. Și absolut toți din jurul ei, bineînțeles Mordehai, împreună cu ceilalți, toți au făcut acest sacrificiu, un post de 3 zile, un post numit aici în România, post negru. Post negru, post negru, da, pentru că... Și atunci, sigur că puterea divină a văzut calitatea acestei credințe, acestui sacrificiu și iată că s-a manifestat prin izbăvire. Foarte frumos, foarte frumos. Aș fi vrut să înțeleg că vrei să asculți Havana Gila și poate că... Am ales ca melodie cea dacă care vrei, este tipică. E Havana o vom Gila. Face, după care revenim să dăm câteva obiceiuri de Purim, sigur începând cu carnavalul, care iată anul ăsta la noi în comunitate am înțeles că are tema meseriilor și mă gândeam eu cu ce să mă îmbrac ca fiecare. În grădinăreasă, pentru că ăsta e hobby-ul meu care îmi place, sau în scriitor, cu creionul după ureche. Să vorbim după pauză de Greger și Dreidel. Da? Da. Hai, să nu plecați, rămâneți cu noi. E important, da. Da? Da. Hai, să nu plecați, rămâneți cu noi. E important, da.
Deci nu plecați, rămâneți cu noi, mai avem puțin, dar avem multe să vă spunem. Scuze, asta e brățara mea, nu trebuia să o iau. Deci avem acum să vorbim despre obiceiuri. Hai să începem cu copiii, cu dreidelul și cu gregerul. Care e diferența dintre ele? Și? Gregerul, de fapt, ne sugerează ideea că este o revoltă, o revoltă care vine din jos în sus. Da. Adică dinspre pământ, spre cer. Dinspre cetățeni, dinspre oameni. Da, bineînțeles. Da. Iar dreidelul, titirezul, ne arată că de fapt e vorba de mișcarea inversă. De sus în deci, jos. Deci de sus în jos. Pentru că dreidelul este de fapt titirez, hai să spunem că este titirez cu patru... Și bineînțeles, cele patru laturi, cu semnificația lor. Fiecare are o anumită semnificație și Nes, Gadol, Haya, Sham. Da. Deci pe fiecare latură. Nun, Nes, Gimel, Gadol, Haya, Shev, Sham. Fiecare latură semnifică ceva. Și este bine să știe copiii Nes, Gadol, Haya, Sham. Minune mare s-a petrecut acolo. Atunci. Acum peste 2300 de ani, ceea ce iată ne dă o dimensiune în timp. Am apreciat de curând, cineva a spus că sunt oameni care pot fi și atemporari și asta din când interesant. În când ne permite să fim fericiți prin călătoria spirituală de la, început până, de ce nu, și în viitor. E foarte interesant și poate cu alt prilej vom atinge și aceste subiecte. Este o plăcere să vorbesc cu tine și aș vrea să vii mai des. N-ai fost decât o singură dată din câte știu asta eu. Asta fiind a doua. Asta e a doua. Vreau să te consideri... Apropo, acel titirezu are în Israel, are în loc de ș, este altă literă. Este pei. Pentru că un miracol mare s-a întâmplat aici. Nes Gadol Haya Po. Da, sunt două variante. Pentru diaspora este Sham. Pentru diaspora este Sham și pentru Israel este Po. Exact. Da. Și știam treaba asta, dar am zis... Ai zis că vorbim aici acum, da. E foarte bine. Mi-a plăcut intervenția. Da, pentru că știe, adică. Bravo, foarte bine. Eu știu, tata povestea că de mic copil, de la 6 ani, ei se jucau cu dreidel în sinagogă când ieșeau în pauzele dintre rugăciuni. Pe vremea aia mai erau evrei, pe vremea aia erau multă lume în sinagogă, acum suntem mai puțin. Depinde care vremuri, că a fost și o vreme în care... Sigur, a fost și vremea Holocaustului, au fost, dar eu vorbesc... Și după, adică... Eu, având vârsta aceasta, 75 years, să fii foarte am trecut și prin etapele în care locul unde ne-am refugiat la Făgăraș avea o sinagogă, un ștetel, dar activitatea era 99% stopată. Înțeles. Iar sala de festivități unde se țineau aceste sărbători de Purim a fost rechiziționată și făcută în timpul războiului. Cinematograf. Am înțeles. Au fost vremuri de diverse. A fost. O perioadă feluri. Asta a fost. Am trăit asta. Acum nu putem trece să încheiem, sigur, noi nu ne propunem să acoperim tematica, dar hai să vorbim puțin despre humântași. Care sunt pălăria lui Haman era în formă de triunghi. Dar am uitat să spun ceva că legat de treaba asta, de la diferența dintre ce s-a întâmplat la sinagoga de la Făgăraș, care n-avea nici măcar minian la minian înseamnă cei 10 bărbați evrei. La sinagoga de la Gura Humorului, locul meu de naștere, acolo totuși activitatea a reușit să străbate timpul. Să se mențină, am înțeles. Vorbeam de humântași. Humântașii care sunt delicioasele prăjituri pe care noi le pregătim cu prilejul acestei sărbători. Și mă uitam că
e un element, ce înseamnă gastronomia iudaică, este un element fumântașul care străbate continente, pentru că rețeta este aceeași, indiferent dacă vorbim, absolut. Iată, am găsit rețeta în peste ocean, în Statele Unite, dar avem rețeta și în America de Sud, avem în Asia, în Africa, unde vrei, unde vei găsi, evrei vor pregăti tradiționalii humântași după aceeași rețetă. Eu sunt adepta rețetei clasice cu nucă și cu miere, dar nu dau deoparte nici pe cei cu gem. Toți sunt foarte buni, este o prăjitură delicioasă, o prăjitură care trebuie să stea câteva zile ca să fie și mai fragedă. Eu am ilustrat emisiunea noastră de astăzi cu un mare castron de humântaș făcut de mine anul trecut, pentru că anul ăsta încă n-am făcut, dar mai am timp, 2-3 zile, 4. Prin urmare, o să dăm și rețeta pe Facebook, o să dau eu rețeta din nou, în fiecare an o dau, pentru cele care vor să o încerce. Și îți mărturisesc că atunci când eram tânără, aveam prietene creștin-ortodoxe, care, ducând eu șolhămână, se împarte, deci este o prăjitură care se împarte, ele mi-au cerut rețeta și au făcut-o delicioasă. Probabil că le explicai și know-how, semnificația. Da, și semnificația. Asta e foarte important. Și asta era undeva prin anii 1981-2-3 de mult. A, da. Da. Dar aveam colege foarte drăguțe. Și am fost impresionată când am văzut că au aplicat rețeta și au venit cu prăjituri, poate nu la fel căli. Spunea cineva de aici din comunitate, care are într-adevăr foarte multe cunoștințe legate de religia mozaică, spunea să nu-mi spuneți că purimul înseamnă humântaș și să nu-mi spuneți că hanuca înseamnă gogoși. Deci, într-adevăr, lasă-mă să mă gândesc. Nu era o femeie. Nu era o femeie. Cred că era un bărbat cine a spus asta. Vezi? Da. Ce intuiție am? Pur feminină. Am să spun ceva. Înseamnă și chestia religioasă, dar înseamnă și chestiile astea de tradiție, care ține de tradiția palpabilă. Perfect. Pentru că a mânca gogoș este o poruncă, este să se spune, trebuie să mănânce alimente care sunt în ulei, să ne aducem aminte de uleiul, care n-a fost. Și la Purim la fel, de aceea facem această, de aceea este această, cum să spunem, mă rog, pălăria lui Haman. Să ne amintim, mă rog, Ozne Haman, unii zic că o parte zic că sunt urechile, alții zic că e pălăria, nu știu cum sunt, na, buzunare, nu știu cum ar fi să ai urechi colțul cu un, ca în formă de triunghi, totuși. Poate să împăcăm, știi cum, împăcăm. Da, eu totuși mai degrabă. Pentru că, de fapt, pălăria se întinde peste urechi. Mai degrabă îmi vine să zic că ori a fost o pălărie, ori buzunare, pare mai plauzibil. N-am văzut, niciun om nu are urechile în triunghi. În tabloul lui Rembrandt e pălărie. E pălărie, da. Tabloul, viziunea lui Rembrandt. Și zic că ideea de ce mâncăm tocmai și este o prăjitură dulce. Și de aceea, ca să spunem că, uite, totuși ne amintim de un lucru rău, dar până la urmă a ieșit bine. Da. De ce? Și este o prăjitură foarte bună. Eu cred că asta întregește bucuria. Întregește bucuria. Da, așa este. Ei, dacă vrem să rămânem și pe secțiunea de definiții, va trebui, mai avem ceva de spus. Eu mă întorc către tine, că ești invitata mea și n-aș vrea să nu spui tot ce te-ai gândit pentru această emisiune. Nu, dacă e de vorba de tot... Nu, atunci nu tot. Da, vorba lui Haim zice, dacă încep să vorbesc... Mă ascultați 3 ore și nu mai faceți altceva. Eu cred că noi ne-am atins scopul, pentru că am acoperit toate elementele ce țin de partea religioasă, de istorie, de obiceiuri, de tradiții, pentru că trebuie să te gândești că ne ascultă foarte multă lume, oamenii nu toți sunt religioși, noi nu vorbim aici probleme mai complicate, vorbim
pe limba celor care ne ascultă. Oamenii care nu sunt religioși și care nu cunosc niște lucruri legate de Sefer Adonai, Cartea Divină, au avut Esterei. Totuși posibilitatea ca să vadă filmul acesta care a fost... Chiar am întâlnit pe cineva zilele trecute, zicea, da, știu despre ce este vorba, pentru că a fost un film intitulat Estera și s-a dat de foarte multe ori exact la televizor. Ce a spus Alex, că pentru multă lume partea vizuală, partea legată de obiceiurile curente care ne aduce mai aproape de poate lumea însemna materială... Poate însemna un pic mai mult, poate însemna un pic mai mult. Da. Deci una peste alta, eu rămân la părerea mea că, indiferent ce spun domnii și poate și unele doamne, iudaismul s-a transmis prin familie, prin femeie, iar faptul că eu, uite, îți dau prietena noastră Silvia Weiss, eu îți dau acest exemplu pentru că o cunoști și o prețuiești, da? Ca și mine. Deci, iată, noi folosim, fără să știm, aceeași rețetă de humântaș, ceea ce înseamnă, înseamnă ceva. Înseamnă că atunci când tu muști din humântașul făcut din totdeauna de mine aici, cu ce a învățat ea, este același lucru. Și asta este o mare minune, după părerea mea. Aș vrea tare mult să luăm o pauză, să... Ultima pauză, ne apropiem de ultimele 7 minute. Diferența dintre Hanuka e foarte importantă. Păi și atunci continuă cu diferența dintre Hanuka. O să lăsăm definițiile pe săptămâna viitoare. Dacă cineva le cere acum, le dăm acum. Dacă nu, le lăsăm pe săptămâna viitoare. Continuă cu diferența. Uite, ne spune că e mai bine să vorbim un pic despre asta și lăsăm definițiile săptămâna viitoare. Așa. Ok. Spune diferența. Deci, am folosit în mod greșit începutul frazei cu deci, ceea ce nu este foarte gramatical și în mod de exprimare prea lingvistic. Nu-i nimic. Vreau să spun că această sărbătoare a Purimului mă duce cu gândul și la niște lucruri legate de faptele bune, pentru că acest Mordehai a salvat viața regelui împăratului Ahasveros, pentru că atunci când acesta a fost amenințat de doi fameni, viața i-a fost amenințată, el a descoperit acest lucru și... constatându-se că este acest lucru este veridic, cei doi fameni, Bictam și Țereș, au fost pedepsiți cu moartea. Iată că atunci când Haman a vrut ca el să fie cel prețuit de împăratul Ahasveros, tocmai atunci, și nu întâmplător, că spuneai că nimic nu este întâmplător, tocmai atunci, din Divrei Ayamim, din Cartea Cronicilor, i s-a citit împăratului această întâmplare pe care Mordehai a descoperit-o și care, i-a fost salvată viața, deci nu e o întâmplare, tocmai asta e interesant. Și atunci regele cere părerea ministrului său, Haman, ce trebuie făcut unui om pentru a-l cinsti. Și el credea că este vorba despre el. E, tocmai că era vorba despre Mordehai. Și iată că atunci S-a întors roata. E vorba de a-l plimba călare pe cal în haina împăratului. Ceea ce este o ceva mare extraordinar. Cinste, da. Deci Mordehai a beneficiat de această... prețuire. Da, prețuire. Iar atunci când mândria trece peste o anumită limită, ea este retezată. Pentru că într-un din psalmi, Tehila 19, parcă spune așa, nu lăsa mândria să stăpânească peste mine. Deci ferește-mă, Doamne, de mândrie, nu lăsa să stăpânească ea peste mine, că atunci intervine ceva dureros. Și se spune, cum spunea Alex, că sunt atâtea proverbe românești, că mândria este înaintea căderii. Deci asta e. Asta am vrut să adaug. Dar vreau să spun totuși câteva vorbe despre o altă sărbătoare, Hanuka,
și de multe ori m-a impresionat lucrurile comune și lucrurile diferite care se întâmplă. Ceea ce este comun este lupta dintre monoteism și politeism. Ceea ce este diferit este atitudinea spirituală a poporului vis-a-vis de puterea divină. În cazul Hanukkei, Antiochus Epifanes înseamnă prea slăvitul, care a stăpânit peste poporul evreu în perioada 165-163 înainte de era aceasta, a căutat să desfințeze credința aceasta puternică a poporului evreu și s-a atins de trei lucruri, și anume de suflet, de minte și de trup. Adică nafșii, de tot. Nafșii, sihlii, vegheadi. Și cum? În ceea ce privește sufletul, în primul rând, aici stând credința. Iată că au scos din templu, din altar, sulurile de Tora și ce au pus? Au pus statuia lui Zeus. Zeus din Olimp, cu toate zeitățile, politeismul. Da. Sacrificiul care s-a făcut la templu a fost un porc, o purcea. Deci exact ceea ce era total interzis din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al sufletului, din punct de vedere al minții, au fost interzise cărțile sfinte, studiile care s-au făcut ani și ani de zile până în ziua de astăzi și în continuare în legătură cu această bază, acest fundament al credinței universale. S-au atins și de trup. În ce fel? În sensul că au interzis cașrutul, deci mâncarea cașer. Și au lovit în felul acesta poporul. Foarte interesant, dar ne apropiem de final. Și o ultimă frază. Hai. Este aceasta, și anume Yehuda Macabeul sub lozinca și împreună cu întreg poporul evreu și sub lozinca aceasta, cine este ca tine, Doamne, adică nu este nimeni mai mare ca tine, Doamne, Mikamoha Elim Adonai a învins într-o singură zi stăpânirea aceasta. Săptămâna ce vine, elenistă. Săptămâna ce vine vom da definițiile care astăzi ne-am luat cu subiectul ăsta incitant și este foarte larg, vast, sigur da. Că da, săptămâna da. Viitoare însă venim cu lucruri mai actuale, nu istorie, deși aici e istorie, săptămâna viitoare o să avem și ecouri de la Purim și de la Carnaval, o să fie foarte frumos. Să le urăm o după amiază plăcută ascultătoarelor da. Și ascultătorilor noștri. La revedere da, și pe săptămâna viitoare. La revedere! Toate bune! Mi se nihnas adar, marvin ben simcha! Mi se 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 mi
simcha. Mi she nichnas, agam algim be simcha.